Spuneți-ne, din ceea ce ați reușit dumneavoastră să observați, care este starea lui Mihai Constantinescu? În primul rând, Mihai Constantinescu este un prieten extraordinar, e un om deosebit și am avut întotdeauna speranța că el va evolua bine. Ce să vă spun, față de săptămâna trecută, mie mi s-a părut o ușoară ameliorare. Arăta bine, așa cum arată el de obicei. Este mai slab decât înainte, dar încă o dată vă spun, și e extrem de bine îngrijit. E o secție de terapie intensivă de grea, foarte grea muncă acolo și cu toate astea, toate lucrurile sunt ok, în sensul că am văzut lista de tratament, e absolut perfect ceea ce îi se face, medicii au mare grijă, nu numai de el, de toți cei care sunt acolo. Este un miros foarte plăcut. Eu vreau să vă spun că din păcate am văzut foarte multe reanimări în viața mea, inclusiv cea pe care am văzut-o în calitate de pacient. Și știu foarte bine să apreciez ce se întâmplă într-o secție de reanimare. Deci acolo pot să-mi permit că e o perfecțiune din acest punct de vedere. Încă o dată vă sunt terapeutic la fel. Și mie mi se pare, Mihai, stabil, dar ușor, ușor mai bine decât săptămâna trecută. Asta este interiorarea mea. N-am avut timp să vorbesc cu medicii, chiar nu am avut timp, pentru că am avut 3 pacienți de vizitat în spital și n-aveam timp foarte mult la dispoziție, dar în orice caz, cum să vă spun, m-am bucurat atâta cât am putut eu aprecia și cât am văzut că e un pic mai bine Mihai Constantinescu și eu tot sper. Sper și speranța mare ultima. Sper din suflet să fie mai bine. Ce are nevoie, de fapt, în această perioadă? Nu cred că are nevoie de ceva în plus față de ceea ce îi se face. Deci îi se face tot ceea ce e posibil. Inclusiv, după câte am înțeles, a fost nevoie la un moment dat de dializă, acum este ok. Deci nu cred că e ceva în plus. Bine, Spitalul Florească e un spital complex, e spitalul, cum să spun, și leagănul învățământului medical. Acolo înveți de toate și încă o dată vă spun, este foarte bine dotată secția aceea și eu am foarte mare încredere. Și vreau să vă spun un lucru. Am fost efectiv prima și singura persoană care am prognosticat salvarea domnului Cotabiță. Și chiar îmi spunea doamna profesor Ioana Grințescu, nu mai spune așa, pentru că e foarte grav, de domnul Cotabiță era vorba. Atunci și am zis, eu sunt convinsă că la priceperea voastră și la ceea ce, la minunile pe care le faceți acolo, domnul Cotabiță va fi ok. Și după vreo 2 săptămâni sau 3 săptămâni mi-a dat telefon Ioana, doamna profesor Ioana Grințescu, și mi-a zis să știi că Cotabiță vorbește. Nu mi-a venit să cred, pentru că ei dădeau șanse foarte, foarte puține. Uite că nu s-a întâmplat așa, că n-a fost așa și sigur că speranțele într-o situație similară sunt mici, dar sunt și ne învață medicina că chiar dacă e o șansă la 1 milion, trebuie valorificată. Eu sper că va fi valorificată atâta cât este. Este, spuneați, foarte bine îngrijit Mihai Constantinescu. Foarte, foarte bine îngrijit. Știm că și are soția dată, mereu alături. Da. Simona Secrier este un om absolut deosebit, care îl iubește foarte mult pe Mihai Constantinescu și a făcut tot ce a fost posibil în lumea asta. Văd că el a trecut prin multe cumpere. A fost operat pe cord de 2 ori. Ultima operație pe cord a durat 8 ore și ceva. Deci el a trecut prin multe cumpene de sănătate și totdeauna a fost alături de el și a stat acolo în permanență de câte ori a fost internat și nu de puțin ori s-a întâmplat asta. El a fost un om cu o patologie mai aparte și destul de severă și faptul că e artist, gândiți-vă, un stres în plus, nu e ușor, nu e ușoară deloc meseria asta. Gândiți-vă că putea să-l apuce orice criză de inimă sau știu eu, de orice fel de alt gen. În public. Pe scenă. Da. În public, sigur că da. Deci, el fiind, încă o dată vă spun, cu o patologie cardiacă severă. Deci, a avut asta de mult, fiind și mult mai tânăr și era deja cu o stenoză aortică. Un lucru care, adică o boală care este serioasă și... Noi avem tendința, doamna doctor, atunci când aflăm despre un pacient, despre un om drag, despre o persoană cunoscută că este în comă, să ne gândim de fiecare dată la rău. Ni se pare că este ceva oribil din care nu te ăsta, mai oribil. Poți întoarce. Deci, vreau să vă spun un lucru. Acest mod de gândire, efectiv, în accepțiunea mea, aduce
aduce lucruri rele, deci aduce energie negativă. Nu e voie niciodată. Iar noi ca medici, dacă noi am spera că se poate face bine un pacient, am abandonat lucrurile. Nu asta este modalitatea de știu eu, nu e modalitatea de a crede și a înțelege o situație de genul acesta. Și, într-adevăr, sunt colegi de-ai dumneavoastră care au tendința spre rău, tot timpul scriu tot felul de mizerii ordinare, în ce sens? Adio, la revedere, s-a terminat. Chiar dacă nu-i vorba numai de viață, nu se face așa ceva niciodată. Gândiți-vă la familia lui, gândiți-vă la ceea ce simte Simona când citește așa ceva. Și nu se lasă, continuă cu mizeriile astea care sunt, aduc atâta rău unei doamna familii, doctor, unui ce-ar trebui om. De fapt noi cu toții să facem. Spuneați că noi? Este bine îngrijit. Foarte la un moment dat, da, sper să nu greșesc, la un moment dat era vorba despre o donare de sânge, că poate ar fi necesară în cazul său. Este nevoie de așa ceva? Sunt lucruri deci, care, pe care cei care îl stimează pe Mihai Constantinescu le pot face, în afară de gândul bun, în afară de o rugăciune, în afară de aceste lucruri. Eu zic așa, că orice fel de informație trebuie luată exclusiv de la medicii care îl îngrijesc și nu de la nu știu ce ziariști care abia așteaptă să se întâmple ceva rău ca să poată să scrie și consideră ei că ratingul e mai mare atunci când scrie rău. Mi se pare oribil lucrul ăsta și cu atât vă spun, fac foarte, foarte mult rău. Și dacă medicii fac apel, medicii am spus și nu altcineva, fac apel la populație pentru vreun ajutor de genul acesta, sigur că trebuie imediat pus în practică, dar numai ei sunt cei care pot să ceară ceva și să aprecieze starea lui și evoluția lui și nici într-un caz nu știu care ziariști care purcă pe surse, vă dați seama că e o invenție, nu e adevărat nimica, au auzit nu știu ce și scriu de rău, pentru că de bine nu prea am văzut. În afară de prieteni adevărați, de jurnaliști adevărați care chiar au spus, ne rugăm acolo toți pentru Mihai Constantinescu să fie bine, în afară de asta mizerii ordinare și nu știu de ce, nu știu de ce li se permite și ce ne-au, chiar am inițiat la un moment dat o petiție în sensul acesta ca să nu mai fie lucruri neadevărate, pentru că informează populația greșit și nu numai tendențios, dar și absolut voluntar, voit. Deci fac așa, pur și simplu nici nu înțeleg din răutate, din mizerie profesională. Sunt și oameni care fac așa. Asta Monica Pop, mulțumesc foarte mult pentru explicațiile pe care ni le-ați adus și e foarte important să ne spuneți ce ați văzut dumneavoastră, cu ochii dumneavoastră în legătură cu Mihai Constantinescu, asta. Dumneavoastră ca om și ca medic. Spuneți că există speranțe pentru Mihai Constantinescu și spuneți că din ceea ce ați putut dumneavoastră să observați este o ameliorare. Doamne ajută, așa mi s-a părut. Doamne ajută să fie așa. Atâta vreau să vă spun că doctorii de la Spitalul de Urgență sunt niște dumnezei, pentru că aduc și dau viață și în niciun caz nu o să o întrerupă vreodată atunci când, chiar când consideră că nu mai există șansă. Niciodată așa ceva nu există în medicină. Mulțumesc, Monica Pop, pentru prezența alături